Crucea Roșie Călăraș desfășoară în parteneriat cu sediul central al Crucii Roșii Române proiectul CARE, curaj, autenticitate, respect și egalitate. În data de 1 septembrie, toate persoanele implicate în acest proiect au fost prezente în municipiul Călăraș. La eveniment au participat 10 voluntari instructori ai Crucii Roșii Călăraș și 15 copii instituționalizați la DGSPC Călăraș. De la București au sosit 65 de copii instituționalizați în centrele de plasament din capitală și 10 membri din conducerea Crucii Roșii Române. Obiectivul proiectului îl reprezintă instruirea 80 de adolescenți, 20 de asistenți sociali și 20 de voluntari și crearea unui cadru de învățare prin metode psihosociale și prin crearea unei rețele de sprijin reprezentate de voluntari și de personalul centrelor. Dezvoltarea de activități care să-i ajute pe adolescenți să identifice formele violenței de gen, să evite capcanele agresorilor, să învețe modele de relații egale bazate pe respect și cooperare și să conștientizeze nevoia de sprijin și cererea acestuia. Astăzi, prin proiectul național CARE al Crucii Roșii Române, 100 de voluntari angajați și copii din centrele de DGSPC din București și din Călăraș vin pe plajă la noi, la complexul Albatros din Călăraș, unde vom învăța un curs de prim ajutor, vom face un curs de prim ajutor și vom include și modulul de salvare din apă. Și pentru că avem un parteneriat și o prietenie foarte frumoasă cu jandarmeria Călăraș, vor veni și un echipaj de la jandarmerie ca să le arate copiilor niște tehnici de supraviețuire, să le vorbească puțin despre jandarmerie, despre carieră și despre violența asupra adolescenților, pentru că se confruntă cu foarte multe probleme din acestea, mai ales în DGSPC instituționalizați fiind. Și de aceea am ales Călărașul, pentru că am știut că putem avea ceva interesant pentru copiii din proiectul nostru. Pentru că vrem să le dezvoltăm abilități de viață, dincolo de prevenirea violenței, care e o temă de actualitate nu numai pentru ei, ci pentru toată lumea. E foarte important să le dezvoltăm abilități de viață, cum sunt primul ajutor, cum sunt prevenirea violenței, teme de sănătate, da, comunicare, pentru că e foarte importantă și e un pas. Prin pas e aici. Iar partenerii și prietenii noștri jandarmeria Călăraș o să învețe niște manevre de autoapărare, o să le povestească puțin despre cariera militară, despre cariera de jandarm și mă bucur foarte mult că au venit astăzi. Bine, mie n-au lipsit niciodată de câte ori am chemat și avem o colaborare deosebită. Da. Acțiunea este importantă în principal pentru copii și mă bucur foarte tare că am fost acceptați și noi Călărașul cu DGSPC Călăraș. Sunt doar 15, dar data viitoare să vin mai mulți. E un început. Da. E un început și cred că lucrurile care Crucea Roșie reușește și cu acordul, să spunem, organizației naționale să putem să se întâmple la Călăraș evenimentul ăsta, înseamnă un pas pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care e în subordinea Consiliului Județean, și încercăm să aducem, să spunem, siguranță în tot ce înseamnă centrele de copii. Și aici, cu faptul că veniți și cu jandarmile, dar speranță că se poate oricând să fie și unul din ei, poate să fie mâine jandarm, înseamnă că aceste întâlniri educative vor da roade în viitor. Cu siguranță. Asta le dorim. Și asta vă mulțumim mult că ați ales Călărașul și suntem, să spunem, zona Crucii Roșii puternică la nivel național cu filiala Călăraș. Da. Mulțumim că ne-ați primit și că ne-ați ajutat cu toată organizarea aici pe plan local, pentru că e un efort, îl recunosc. O plăcere. Primarul municipiului Călăraș și cu mine încercăm să îndulcim puțin copii. Nu, da. Noi avem o colaborare cu Primăria Călăraș, cu Crucea Roșie. Deja suntem sponsor, putem să spunem așa, și partenerii noștri. Da, eu cred că mai am și calitatea de vicepreședinte la filiala Călăraș Crucea Roșie. Deci putem spune că au un start bun. Îi susținem activitățile Crucii Roșii pentru că au demonstrat că se poate și noi. Să vorbim despre proiectul de DGSPC, să vorbim despre niște chestii de cooperare.
Ne-am lucrat și cu doamna director, care i-a mai făcut deschis. Întotdeauna pe acolo. Din voi îmi vrea să ajungă un jandarm? Dar ce băieți frumoși acolo, sunt jandarm. Eu mi-aș dori să ne vădă. Polițistă, nu? Mă, poliție, jandarm, haină militară, nu vă doriți? De ce? La acest parteneriat? Vrei să termine o școală să o asististă? Da. Păi trebuie să ai încredere, poți să reușești. Lucrurile nu sunt simple. Puțin câte puțin să crezi în tine, să te duci la școală, să reușești să treci examenele și să reușești să ajungi polițist în tine. Dacă dorința ta va fi să fii polițist. Da? Asistent? Da. Când eram mic, vreau să-mi fac polițist. Bă, dar nu mai vrei? Șef de centru vreau de aici. Nu, 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 nu vreți? El a spus că eu legend. De ce nu vezi, mă, șef de centru? Nu, nu. De ce? E și bun și rău? Nu, 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 ziua de azi să mă duc o bucurie. Da, tot să mă bucurie mare. Primarul municipiului Călărașa reprezentă aici și vrea să vadă dacă voi aveți ceva să-i spuneți, pentru că el de un fel de, cum să spun, tata adoptiv al vostru. El e cel care trebuie să știe dacă pe teritoriul municipiului Călărașa lucrurile funcționează bine. E și el mulțumit. Dacă nu funcționează, el e primul nemulțumit. Ia zi, trage semnalul de alarmă. Ia zi. Zic eu, terenul de fotbal al nostru, de la centru. Ia o zis, domnul președinte. Și parcul, da, parcul, da, în care ne jucăm. Și uite, deci parcul în care ne jucăm. Domnul, nemulțumit. Eu dacă îmi vin și mie dacă... Unde? Cateringul, cateringul, teroare. Teroare. Teroare mare. Da. Da. Mâncare, eu spre să fac de rând dacă mâncare. Păi stai puțin, hai să facem pe locul. Domnule primar, când mergem să mâncăm împreună cu ei la o... Așa cum s-a dat. Să nu se dea mâncare ca așa, nu să o gătească... Nu, 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 ok. Venim într-o vizită și doar de centru, la vână, dacă e domnul primar, și încercăm să arătăm că sunteți și noi prezenți și avem și noi curajul să servim un micul dejun cu voi, da? Da. Da. Și nu îmbunătățim. Ce alte probleme? Terenul de fotbal. Terenul de fotbal și parcul, nu? Da. Domnule primar, nu știu ce faci. Nu mai scoți. Eu sunt anxios. Am făcut ceva mândru. Domnul primar, da. Găsim soluții. Da. Ne așezăm frumos la masă și găsim soluții. Hai să vedem ce putem să facem. Aici, împreună cu doamna directora Tatic, haideți să vedem ce e de făcut urgent, să putem să mobilizăm pentru mobilier urban de parcuri și ce înseamnă la aici în despărți. Aveți natura artificial, ce aveți? Da, atingasor. Înainte la zan bun. Și acum, nu mai știu care sunt auturile, unde sunt în altul, unde sunt care. Deci nu-i marcat sau nu mai este, în gazon? Da, sunt rupt, că sunt în gazon. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Așa repară, hai să repară. Da, nu-mi place. Poțile n-avem plasă la ele. Nu, hai să reparăm. Uite aici, domnul Ilie Mutonera a ajutat, nu? Deci, copiii spun un singur lucru. Văd polițiști. Deci, i-am întrebat dacă vor să fie jandarmi, pentru că despre cei care în parteneria cu ei le arătă și meseria să fie jandarm. Ce înseamnă măsuri de autoapărare în aceste activități avem și o lecție deschisă, o să le explicăm despre dinamica de domnire, despre problemele pe care le consultăm și în același timp să nu facă, noi învățăm să nu facă, de să-i prevenim și să nu facă partea antisocială. O să avem o lecție deschisă, după ce a servit masa, după discuția asta o să avem un lucru. Gata, rășinii mei dragi, vă salutăm. Bună ziua! Bună ziua! Eu mă numesc Iliuță Vasile, sunt președintele Consiliului Județean Călăraș. Tutorele copiilor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș. Iar de lângă mine este primarul municipiului Călăraș, Marius Dulci. Eu vă salut și vă spun că suntem gazde primitoare la Călăraș. Mă bucur că suntem vizitați de dumneavoastră. Am discutat cu doamnele educatoare de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 București și am legat niște
să spunem, viitoare vizite și în parteneriat și colaborări, pentru că dacă am văzut că voi faceți lucruri minunate, de ce să nu le facem și noi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? Mulțumim Crucii Roșii, mulțumim Centrului Sera doamnei directorii Iuliana, care a făcut posibilă ca să fim prezenți și noi în acest proiect al Crucii Roșii. Doamna președintă Giurcă, mulțumim mult că reușiți totuși să fiți prezentă în activitățile comunității. Și cred că aici primarul municipiului Călăraș, că suntem pe teritoriul municipiului Călăraș, e cel care trebuie să spună, putem pe viitor să ajutăm, să spunem, persoanele în dificultate, cum sunt copiii astăzi în centrurile deplasament. Deci, în primul rând, eu vă spun, bine ați venit la noi. Ne bucurăm că sunteți alături de Crucea Roșie. Mă bucură acest fapt, mă bucură că sunteți implicați în acest proiect Crucea Roșie și eu fac parte din Crucea Roșie, sunt vicepreședinte la filiala Călăraș. Da, este foarte bine că sunteți angrenați în astfel de exerciții pentru că aveți multe de învățat și așa cum spunea domnul președinte, da, vrem să ne implicăm în viața voastră, vrem să vă creăm cât mai bune condiții pentru a vă învăța că și voi aveți un loc în viața asta și puteți să depășiți orice barieră dacă sunteți pregătiți să învățați. Felicitări pentru implicarea voastră, felicit președinta Crucii Roșii, doamna director, da, rectific și eu, da, și cred că trebuie să mergeți pe cât mai multe proiecte de acum înainte, pentru că asta vă pregătește pentru viitor. Felicitări pentru activitatea voastră. Și mai trebuie să mulțumim doamnei Sorina Botescu și grupului de jandarmi care sunt prezenți aici, domnului Ilie. Da, mulțumim mult că s-a curs acestor... Atenție la mine, copii! În continuare, doi dintre colegii noștri de la Ordine Publică o să vă prezinte câteva exerciții de autoapărare. Asta în cazul în care mergeți pe stradă, veți fi atacați și veți fi puși într-o ipostază neplăcută în care va trebui să reacționați. El este colegul meu, Stanciu Costel, iar celălalt mai tânăr este Triol Costin. O să facă din mai multe părți ca să puteți vedea toată lumea. Mă dau și eu la o parte ca să puteți urmări în prima fază colegii ori să execute mai repede, adică cum ar fi necesar să reacționați foarte rapid, după care o să facă mai încet cu încetinitorul ca să puteți înțelege cum trebuie să acționați dumneavoastră. Partea asta cealaltă, ca să vadă și ceilalți de unde din... Da, sigur, da. Să se leagă mai bine. Da, sigur, voluntar.